La final de luna iulie, România a ajuns la 50.886 de cazuri de infectări. 27.007 pacienți au fost declarați vindecați și 4.433 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Ultimul raport este la fel de îngrijorător în condițiile în care de două săptămâni înregistrăm zilnic peste 1.000 de cazuri. De data aceasta, grupul de comunicare strategică a raportat 1.295 de infectări după efectuarea a 22.767 de teste. Creșterea este uriașă și în privința numărului de pacienți aflați la terapie intensivă. În acest moment, 409 români se află la urgențe. Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este în acest moment de 7.456. Potrivit datelor oficiale, în acest moment pe teritoriul României, 4.458 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.530 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 18.525 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 53 de persoane. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vedeți bine că bilanțul continuă în același ritm, în același fel. Suntem pe platou, cum le place specialiștilor să ne transmită. Suntem pe un mic platouaș, ne-au făcut un mic platouaș. Suntem pe platouaș aici. Pe de o parte, vedeți dumneavoastră, când ne raportăm la aceste cifre cu o stare destul de încărcată, când vin prezentatorii și spun, domne, 409 persoane la ATI. Suntem acuzați de dramatizare, că dramatizăm să panicăm populația. Pare că noi cu asta ne ocupăm cu panicarea populației. Pe de altă parte, dacă dăm așa lucrurile, așa cum ne vin, știi, prezentăm evenimentele așa cum au venit ele într-o notă continuă. Domne, asta e situația, ne vedem de viață, se merge la Mare Bucureștiul gol. Dom'le, vedem o stare pozitivă la prezentatorul TV. Am remarcat că e chestia asta. Dom'le, pare că se bucură de degenerarea lucrurilor, care arată într-un fel că au avut dreptate. Și uite ce se bucură, că e lumea la ATI și sunt probleme mari de tot în spitale. Că într-un fel pare că se concretizează ideea pe care o tot prefațau. Și atunci sunt încântați că au avut dreptate. Nici nu mai știi sub ce ton să pui evenimentele, cifrele și așa mai departe. Pe de o parte, când zici cifrele, e o problemă. E o problemă pentru că vedeți noastră că se panichează populația. Ideea este că, nu, că în România nu trebuie să mascăm fețele, să ne mascăm fețele, să ne mascăm gura și nasul, așa cum zic specialiștii, trebuie să mascăm cifrele. Deci la noi este un alt tip de mască. Se practică un alt tip de mască față de restul lumii. Pentru că vedeți că în lume deja treaba asta cu masca a devenit o chestiune curentă în perioada aceasta. Acestea fiind spuse, sigur că da, există probleme în privința acestor testări. Există semne de mirare, semne de întrebare în legătură cu ele, par o bizarerie. Am văzut în fotbal ce s-a întâmplat. Am văzut o grămadă de cazuri de mărturii ale pacientelor, sau erau vorba de niște doamne, paciente băgate în spital. Am văzut o mărturie a unei femei gravide băgată în spital cu acest virus, detectată cu acest virus, care ulterior s-a dovedit a fi un test fals pozitiv și vă dați seama, numai norocul a făcut să nu intre în spital alături de alți bolnavi ca să se infecteze acolo. Sunt tot felul de mirări, dar ce este un clar așa și stabilit, și aici chiar nu avem ce să discutăm, 409 persoane la terapie intensivă, ne spune chiar domnul Bubenec, un domn pe care îl apreciem, președintele Societății Române de ATI, de la momentul cu domnul Străinu Cercel și de la momentul acela înainte. Hai să vedem ce ne spune în legătură cu persoanele internate în terapie intensivă și ne întoarcem. Noi în ultimele 10 zile am avut constant peste 1000 de pacienți, cazuri noi confirmați de COVID pe zi. Statistica acestei pandemii spune că 5% din acești pacienți vor face o formă gravă și vor avea nevoie, chiar dacă numai de câteva zile, 7-10, dacă nu mai mult, de terapie intensivă. Deci rețineți cifra, 5% din 1000 înseamnă 50 de pacienți care trebuie să intre în terapie intensivă din aceștia. Specialistul a dat și o veste extrem de îngrijorătoare. Dacă noi avem 10 zile și știm că în COVID simptomatologia severă respiratorie apare între zilele 10 și 15, cea mai mare majoritate a cazurilor, vă pot spune, pe baza acestor simple calcule, regula de 3 simplă, că începând de luni trebuie să știm sigur că vom avea mult mai multe cazuri în terapie
intensivă decât am avut în ultima săptămână. Întrebat dacă îl sperie faptul că România a depășit pragul de 400 de pacienți cu COVID-19 internați la ATI, medicul a răspuns. Sunt 402 cazuri astăzi în paturile de ATI destinate pacienților COVID. De câteva de față, sigur că noi funcționăm la nivel la țară cu 870 de paturi destinate a paturi ATI destinate strict pacienților COVID. Dacă ne uităm la număr, sunt jumătate, mai puțin de, un pic mai puțin de jumătate din paturi ocupate. În cazul cel mare este că bolnavii nu se îmbolnăvesc după o schemă care să respecte repartiția teritorială a paturilor libere. Bună seara, Răzvan Zanfir. Ne-am adunat aici în contul acestor cifre. Vedeți noastră că suntem, trebuie să ținem cont de aceste cifre, de cifre de la ATI, de asta n-avem cum să nu ținem cont. Adică aici lucrurile sunt clare și de procente, pentru că vedem că în funcție de numărul de îmbolnăviți, dacă ai 10 bolnavi, 5% ajung la terapie intensivă, doar nu e o situație dramatică, dar dacă ai 1 milion sau 100.000 sau 10.000 și 5% din ei ajung, mă pare o cifră considerabilă. Bună seara! Bună seara dumneavoastră! Da, e o cifră considerabilă. Acum depinde cum discutăm. Dacă noi am ajuns în punctul în care să vorbim despre vieți și despre sănătatea omului sub aspect cantitativ, pe mine nu mă mai interesează discuția. Deci dacă am ajuns să spunem, bă, câți morți aveți? Avem 2.000 de morți, avem 3.000 de morți. Subțire. Până la 100.000 de morți nu mă deranjați. Dacă suntem în acel punct, nu mă interesează discuția. Deci dacă noi în momentul de față discutăm în termeni, nu știu, o să îi luăm la kilogram cât de curând. Câte kilograme de cadavre aveți? Atâtea. Nu mă interesează. Cum a spus cântărețul ăla de la emisiunea aia de umor de pe Antena 1, care face emisiuni cu membrii CNA în studio. Ceva frumos. Și care acum câțiva ani făcea emisiuni împotriva cenzurii și acum se clizește cu membrii CNA. Foarte tare. Dom'le, că ce vreau să... Chelu? Bă, nu știu că cheamă Chelu în acte. Ah, așa știu cum se dă un solid, da. Trupa nu era, dar e mai bună jumătatea, el altă om bladon. Chelu mi s-a portat întotdeauna ceva așa, ca să nu fie singur om bladon. Prea ca de disc eventual. Deci, dacă intrăm în logica aceasta și spunem, domnule, până nu vă las cadavrele cu buldozerul din șanț, nu mă mai deranjați, n-are sens să vorbim. Am ajuns acum să ne batem pe procente. Iată, deci sunt totuși destul de mulți morți. Asta facem. Deci să știți că 5% nu e atât de puțin. Să știți că contează că au murit. Bă, a murit mama cuiva, a murit bunica cuiva, au murit copiii cuiva. Ce stăm acum să justificăm? Am ajuns în punctul în care trebuie să explicăm că e rău să moară lume? Bine, deci, ceilalți vin și spun în felul următor. Ce spun, mă, în felul următor? Spun în felul următor, zic așa. Da, domne, dar vedeți că mai mor oameni și din alte cauze. Da, și una mor oameni și de bătrânețe și ce dacă? Și una dintre cauze este exact asta. Care? Că nu sunt tratați pentru că sunt sus, că există această problemă generalizată. Cine a murit, mă, că n-a fost tratat? Aici e o discuție destul de amplă. Mă, a apărut cineva frumos conferință de presă cu un avocat între propagandiști aia care fac, apar pe la televizor să-și facă reclamă, știi? Că mai există avocați de ăștia care vin la televizor, își dau un pic părerea pe politică, dar ei de fapt vor să ciugulească niște clienți. Da. Îți dai seama, avocați. Așa. Deci, să apară, mă, cu un avocat ăsta de televizor, să spună conferință de presă, suntem aici cu familia X, are o rudă care a murit pentru că n-a fost tratată. Ai văzut așa ceva? Am văzut, nu chiar în conferință de presă, ci oameni care au venit așa și au spus că știu pe cineva care, nu știu ce, care el a trecut într-o situație de genul ăsta. Cunosc pe cineva, care a auzit de cineva. Nu, mă, să vină cazul concret să ne spună persoana X în vârsta Y, cu boala Z, a murit pentru că n-a fost tratată. Oricât de mediocru ar fi ministrul sănătății, oricât de mediocru ar fi acel ministru al sănătății, i-ar da totuși până cap să facă în așa fel ca oamenii care sunt bolnavi să nu aibă, să nu ajungă virusul la ei. Adică te-ai gândit că cei care sunt principalii vizați de acest virus, tu să faci în așa fel încât spitalul care este non-covid totuși să aibă niște filtre ca oamenii care intră în acel spital bolnav fiind să nu aibă acest virus care să îi îmbolnăvească pe ceilalți. E ce s-a întâmplat la Suceava. Și ai avut deci, practic, toate filtrele astea, sigur că au îngreunat actul medical, care oricum era îngreunat. Deci, aici lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Nu mai pun nimic nuanțat. Acum încercăm să o toarcem pe toate fețele, nu vor unii să accepte că există un virus nou. Nu, domne, nu era așa ceva. Am înțeles, ești retrograd, nu accept, nu știu ce. Da, ok, nu te întreabă nimeni, dacă vrei, dacă nu vrei. Și eu nici nu vreau să intru în polemică asta cu, domne, mulți morți, sunt puțini morți, puteau să fie mai mulți, puteau să fie mai puțini. Domne, dacă există riscul să moară cineva, ne luăm niște măsuri. Am văzut, ce mari măsuri sunt să miorcăie toată lumea pe la televizor, sunt ăștia plânși toți pe Facebook, ai intrat pe Facebook, te mai uiți, că am văzut că ții pauză. Am ieșit. Ți-ai luat concediu de Facebook. De pe Facebook. Măcar de la Facebook să ții concediu, că aici vom fi toată vara la muncă. Ce-ți miorcă e acolo, aoleu, dictatura,
parasanitari, ăștia sunt oameni care n-au prins o dictatură adevărată, că n-ar mai fi comentat. Probabil pe vremea Ceaușescu erau prea tineri, sau probabil pe vremea Ceaușescu aveau prietenii prea securistice ca să înțeleagă natura unei dictaturi. Ce, Doamne iartă-mă, dictatură acum? Ce dictatură mă? Că a încercat Orban să închidă terasele la 11 noaptea, că atâta a putut, că nu se poate pune cu niște trase de fițe și le închide pe toate la 11 și nici aia n-a făcut. Și foarte bine, că nu eram de acord. Asta e dictatura, mă? E litoralul plin. Unde e, mă, dictatura? Dictatura, vedeți că e în țările străine, care, ca să vedeți, ăia de ne plac nouă, care 14 zile ne introduc în izolare, da? Italia în continuare ne ține în izolare. Și nu doar Italia. Dictatură. Așa. Bun, hai să vedem dictatură. Îl mascăm pe domnul Mariano Oprișan. Sigur că la el, el cred că e la cerut. Dacă se poate să băgați măștile și că vin alegerile și n-aș vrea să mă prindă tot cu fața asta. De ce domnul Mariano Oprișan? E fața care a câștigat vreo 30 de ani alegerile la care ați participat. Îl mascăm pe domnul... Deci măști obligatorii și în Vrancea. Hai să vedem. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a adoptat o hotărâre prin care se impune obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile aglomerate, închise sau deschise. Este vorba despre piețe, târguri și oboare, stații de autobuz, gări și autogări, în parcările magazinelor, în timpul procesiunilor religioase, în curtea bisericii, dar și în parcuri, grădini publice și zone de agrement. Primarii, în calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, vor fi cei care vor trebui să stabilească exact locurile în care masca va deveni obligatorie. Totuși, există și persoane care nu vor fi obligate să poarte masca. Excepțiile îi vizează pe cei care desfășoară activități fizice intense și sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută. De asemenea, copiii cu vârsta mai mică de 5 ani și persoanele care suferă de afecțiuni, insuficiențe respiratorii ce afectează capacitatea de oxigenare, dovedite prin certificat medical. Totodată s-a stabilit că terasele și incintele unde se desfășoară jocuri de noroc vor fi închise în intervalul orar 23-6. Accesul clienților va fi permis doar în limita numărului de scaune, iar activitățile care presupun interacțiunea, cum ar fi dansul, vor fi interzise. Dom'le, asta e situația, ați văzut acolo și cu dansul și cu masa și cu dansul, complicată treaba. Oamenii, oamenii sunt în situația în care nu mai pot dansa acum. Asta e ceva ce nu e regulă. Deci nu mai pot dansa? Să nu poată să danseze. Chiar nu se mai poate dansa? Nu se mai poate dansa în țara asta, bă, frate. Așa, să-ți bați pasul pe loc, poți? Dar doar așa din numeri, ceva lent, nici o formă de dans, nici dans individual, nici un... Că am zis, hore nu, că e risc epidemiologic. Un blues, se mai poate? Nu se mai poate. Nu se mai poate, e dictatura asta. Dar nu în toate județele. Nu în toate județele, pe aici, pe acolo. Păi asta e, dacă țineți neapărat far de un var tălpile și vreți să faceți un dans, coborâți sau respectiv urcați două, trei județe, mergeți într-o zonă liberă a dansului. Da, asta fac ăștia de la guvernare. Bun, dar hai să vedem ce fac ăia de supun celor de la guvernare și care vin moraliști întotdeauna și remarcă niște greșeli și reasă în urma lor senzația că dacă ar fi fost ei acolo, lucrurile n-ar fi stat așa și că ei sunt niște profesioniști ai evenimentelor. Nu se întâmplă așa ceva. Avem nevoie de politicieni. Dăm la o parte politicieni ăștia. Venim noi ăștia noi, vă dați seama, vorbim despre Uniunea Salvați România, care și un nume așa teribil. Terifiant. Bun, și uite-te că mergem către Iași, un loc, un oraș mare al României, și mergem către filiala USR Iași, care e condusă de un domn, se numește, de un băiat, un domn, cum vrei să-l numi, un Filip Havârneanu, așa, care... Havârneanu, da. Havârneanu, care a luat-o așa din casă în casă să facă un pic de campanie electorală, cum era el așa. Și uite-te și tu cum a intrat omul acesta în casele oamenilor sărași, defavorizați, ca să se pozeze cu ei, să arate mărinimos, așa, să pare așa. Genul ăla de campanie de-l făcea PSD-ul, dar acum vreo 10 ani, în ultima vreme, nu le-ar mai fi dat pe casă. Bine are domnul să știe domnul Filip Havârneanu cum proceda PSD acum vreo 10 ani. Da. Nu știu cât de preocupat de politică era el la 15 ani. Domnul președinte al filialei municipale Iași, de 25 de ani, oameni foarte noi în politică, bravo. Problema e că abordarea asta am mai văzut-o. Adică pe noi nu ne deranjea atât de mult că venea un pensionar de la PSD și avea atitudinea asta și avea practicile astea și avea coronascepticismul ăsta, că zic coronascepticism. Deci omul e clar că nu crede în aia un problemă asta, pentru că... Problema era atitudinea, nu vârstă. Dacă are 25 de ani și e precum, mai știu eu, Michi Șpagă sau ce politicieni mai erau pe vremuri, el e șeful USR Iași, dar e șeful municipiului Iași, filiala USR, da? Și uitați-l, deși dincolo de exercițiul acesta de imagine, care, repet, este ceva ce li se întâmplă la socialdemocraților, dar mai de mult. Acum cred că nu mai face așa ceva partidul, nici Partidul Social Democrat, dar uitați-l cât de pornit e în toată treaba asta, intrând în casele oamenilor ăstora, fără mască, fără nicio intenție de precauție, pare așa genul care a eliminat problema negând-o. Problema e că s-a dus la Sinești, în județul Iași,
cu niște hăinuțe pentru trei copii amărâți. Da. Le-a dat hăinuțe, ceea ce e un lucru bun, că trebuie să se îmbrace și copiii, oricât de amărâți ar fi. Și dacă tot a făcut gestul, s-a și fotografiat. S-a și fotografiat cu ei, că începe campania electorală acum. Păi, de ce? Să te duci să-ți faci o sesiune foto, că ai dus trei tricouri și patru perechi de pantaloni pentru trei copii cu mai sărăfuțe așa. Hai să sunăm la domnul acesta. Hai să sunăm domnul Căvârneanu, să vedem ce face domnul Căvârneanu, că ăștia-i lui, useriștii lui, nu erau genul ăsta de oameni când au părut ei pe scena publică în 2016. Începi în 2020, să faci pre-campanie electorală cu copiii ăștia amărâți. E caz de direcție. La un moment dat am reclamat la alegerile alea anterioare că a apărut Tăricianu cu fisul în clipul electoral și mi se părea neregul. Și era copilul lui. Era minor. Da, bună ziua. Bună seara, domnul Filip Căvârneanu, da? Da, spuneți, vă rog. Domnul Căvârneanu, sunteți în direct pe B1 TV, Radu Buzeanu, Răzvan Zanfir. Urmăream niște imagini cu dumneavoastră în campanie electorală în, unde ați fost, la Sinești. Da. Le-ați publicat dumneavoastră, nu? Pozele, da, am avut o acțiune, am o campanie pe care o fac împreună cu niște colegi. Da, așa. Și am ajutat în jur de 10 familii. Toate astea sunt cu ajutorul celor care donează haine și împreună cu ei am reușit să facem, să aducem zâmbetele pe chipurile copilașilor. Ăsta e un lucru bun. Foarte. Că a apărut zâmbetul pe chipul copilașului, ce e mai puțin bine sau, mă rog, în punctul nostru de vedere discutabil, că s-a și văzut zâmbetul în sensul în care v-ați dus acolo fără mască. Sunt total de acord cu dumneavoastră, asta a fost o discuție pe care am avut-o. Eu puțin înainte m-am testat. Și la restul familiilor după aia am fost cu mască la toate, se poate vedea în poze. Deci v-ați testat înainte pentru că v-ați gândit, dom'le, la naiba mă duc să fac gestul ăsta, dacă îmi pun masca nu mă recunoaște lumea, eu fac lucrul ăsta tocmai ca să fiu recunoscut ulterior. Și atunci ați găsit această soluție inovativă, în fapt testul, ca să nu-i pun pe oamenii ăștia în pericol și să le închid gura lor care mă vor contesta ulterior, și totuși apar în poze ca să mă rețină lumea, că de-aia mă duc ca să fiu reținut. În niciun caz. Deci aceste gesturi pe care le fac nu sunt de campanie electorală. Eu fac astfel de acțiuni de 6 ani de zile. Nu eram implicat în politică, am făcut voluntariat. Da. Și toate aceste lucruri sunt o continuitate. Nu este un lucru pe care îl fac pentru imagine sau pentru altceva. Am înțeles. Ați respectat toate prevederile hotărârii de guvernul 163/2007 cu privire la distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată, nu? Toate hainele au fost curățate înainte, deci toate lucrurile pe care le-am primit nu le-am dat din saci așa cum le-am primit, da. Le-am spălat și după aia le-am sigur donat. Și presupun că erau și însoțite documente. Bine, asta e o întrebare așa formală, că știm că USR-ul e cu legalitatea și mă gândeam că n-ați face așa ceva. Dar totuși, nu vi se pare deplasat acum în buza alegerilor locale, vor veni și parlamentarele ulterior, să vă pozați dumneavoastră, Dita Mai, liderul de filială municipală USR, cu trei copii amărâți, să vă afișați pe Facebook? Nu pare campanie electorală sau pre-campanie electorală cu niște copii? Păi, în anii trecuți, când făceam același lucru și în aceeași perioadă a anului, nu a spus nimeni nimic de campanie electorală. Acum este faptul că este campanie, nu are nicio legătură. Eu doar am continuat un proiect pe care l-aveam. Păi, iar împreună cu toți cei, acele poze ne pozesc pentru că eu nu am resurse financiare să pot să plătesc toate hainele, toate jucăriile. Da. Toate acestea au fost donate de oameni. Da. Și cu ajutorul acestor postări am reușit să le adunăm. Da, dar nu mai merge aceeași, domnul Căvârneanu, știți că ce făceați când erați ONG-ist? Nu mai puteți să faceți acum, că sunteți mai liderul de filială municipală a unui partid parlamentar, nu? Adică când sunteți doar ONG-ist, vă pozați cu cine vreți. Sigur, e neregulă să vă pozați totuși fără mască, chiar dacă v-ați testat. Că mai există și fals pozitiv și fals negativ, dar trecem peste asta. Dar acum, în campanie electorală, mă rog, a început campania, că v-am văzut colegii pe afișe și nu doar colegii dumneavoastră, ci colegii de politică. Sunt toți pe afișe, în București cel puțin, nu știu în municipiul Iași care e situația. Dar în Iași, din păcate, nu am reușit să fim, pentru că primarul Mihai Chirica ne-a blocat toate cererile de penare. Păi n-ați reușit să fiți când a început campania. Bine ar fi să nu fie nimeni. Când începe campania, zic să fim pe afișe. Păi da, dar în campanie vedeți că nu avem dreptul să punem penare. Acestea se pun în pre-campanie, se pun înainte, iar noi am cerut aproape de un. Da, ăla e un artificiu. Ficiu, că așa a fost gândită legea, e, mă rog, e complet în neregulă, dar nu ăsta e subiectul discuției. Total de acord cu dumneavoastră. Nu, dar nu vi se pare totuși ușor straniu să apară un lider USR, de la care există alte pretenții față de un lider tradițional, aproape de pensie, al Partidului Social Democrat, pensie politică mă refer,
cu niște copii amărâți, uitați ce am rezolvat eu în campanie. Eu înțeleg că ați făcut și în anii precedenți. Dar acum în campanie, altfel, cu alții ne uitam la dumneavoastră, domnul Havârneanu. Din perspectiva dumneavoastră, credeți că ar fi mai bine să mă opresc în perioada campaniei să fac acțiuni? Adică... Să ne apăreți în poze, zic. Lăsați că nu e chiar așa, adică mă gândesc, trebuie să faceți acțiuni fără să apăreți în poze și puteți să... Adică nu e ceva ce... Vă trimiteți un coleg, un prieten, un apropiat, un ceva, să nu apăreți... Problema cea mai mare este că dacă eu nu postez aceste lucruri, oamenii nu pot să-mi doneze, pentru că nu știu de aceste acțiuni. Și eu nu am făcut absolut nimic din banii mei, toate astea sunt oamenilor. Și pe calea asta vreau să le mulțumesc. Băi, dar și când dumneavoastră până la urmă ce sunteți? Politician sau ONG-ist? Acum. Eu acum sunt masterant la politici publice, am făcut facultatea de litere, franceză-engleză și după aia un master de studii francofone, am fost plecat la Sorbona pe Erasmus. Nu ziceți ce sunteți între astea două, ONG sau politician, domnul? Nu vreți să vă întrajăm, adică nu spuneți CV-ul ăsta. Nu, ave, vă dați seama, e greu și în perioada asta. Nu vă luați după tot ce spun oamenii ăștia de la PSD, că a dat guvernul bani la presă și suntem. Nu, tot nu facem bagă. Dar spuneți, deci sunteți om politic, liderul filialei municipale Iași, al partidului Uniunea Salvați România, sau sunteți organizație non-guvernare, reprezentați o organizație non-guvernamentală? Suntem partid politic. Suntem primul partid politic din Iași, am fost la europarlamentare cu un scor de 38%. Prima dată. Asta vreau să vă zic. Păi și Dita mai primul partid din Iași la alegerile europarlamentare, eu zic că puteți pune pe pauză sau delega atribuțiile astea, pentru că, sincer, noi aici în platou vă dați seama, dincolo de orice urmă de îndoială, vă credem, bunele intenții. Dar se uită lumea, vă vede pe pagine de Facebook acum, înainte de campanie, cu niște copii amărâți, păi vă fericiți așa că au primit 3 tricouri, niște perechi de pantaloni, sper că scurs, că e cald rău afară, nici nu le-ați blurat fața copiilor, le-am blurat-o noi în aceste imagini. Pare că vă faceți campanie electorală cu niște copii. Vă rog frumos să vă de la București, de aici așa se vede. Am înțeles tot. Bine. Încerc să fac astfel încât data viitoare să fie mai bine. O să merg cu mai mulți colegi, să purtăm masă, o să fim... Cu mască, să nu vă recunoască lumea. Sau vă blurați un pic fața ca să zici, uite domnule, n-am vrut să câștig capital de imagine, m-am blurat singur, știi? Bine. Asta e. Bine. Vă salut toate cele bune. Mulțumim, domnul Havârneanu. Gata, că astea fiind spuse, bă, părea că urma să-l și angajăm. Mă gândeam, zic, bă, CV-ul e foarte bun, poate merge la secția internațională de la B1. Îl luăm la departamentul de politică externă, mergem pe francofonie. Exact. Deci pe francofonie. Gata, te angajăm. Corespondentul B1 la Paris, în aceste momente. Bun, acestea fiind spuse, ne întoarcem la nenorocirea asta prin care trecem. Unii o percep așa, alții zic, dom'le, e lejer. Se exagerează mult și exact cum spuneai tu, pentru că a băgat un spot la toate televiziunile. A băgat spotul ăla. Și la toate media de aia au băgat un spot guvernul și de aia exagerează. Altfel s-ar face că nu există. Altfel. Deci altfel media din România... Eram în cluburile de fițe altfel. S-ar face asta că... ne ține legat de glia ce în București. Altfel vă dați seama, eram pe acum... Asta e în capostră. Bun, da. Hai să vedem. Pentru că lucrurile, sigur că sunt într-un stadiu destul de avansat de degenerare. Avem tot felul de exemple zilnice care arată că e foarte rău, că bine nu e. Și uite, de exemplu, avem situația a două mame care n-au mai apucat să devină mamă. De fapt, erau gravide și au decedat. Gravida de 39 de ani era internată la Spitalul Județean Arad, dar joi s-a făcut rău, iar medicii au decis să o ducă de urgență la Timișoara. Din păcate, aceasta a intrat în stop cardiorespirator pe drum între spitale. Se pare că îi scăzuse foarte mult nivelul de oxigen din sânge, una dintre complicațiile severe produse de această boală. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara dă vina pe medicii arădeni și susține că modul în care femeia a fost tratată este halucinant. De ce este halucinant cazul? Pentru că din informațiile noastre, pacienta a ajuns la Spitalul Județean Arad inițial asimptomatică, fiind depistată pozitiv în urma unui contact cu o altă persoană pozitivă. Nu a fost transferată la maternitatea COVID-19 din județul Arad, ci a fost ținută la Spitalul Județean Arad inițial în secția de chirurgie. Atunci când pacienta a început să se decompenseze, a fost transferată pe secția ATI a acelui spital. Din informațiile noastre, a fost descoperită în această dimineață la raportul de gardă de către un epidemiolog din cadrul DSP Arad, căruia i s-a transmis că acest caz îi depășește. Acest lucru este halucinant, având în vedere că pacienta ar fi avut o saturație de oxigen de 70%, mult sub limita obligativității intubării, fiind deci un caz clasic de ATI. O simplă intubare făcută la timp ar fi ajutat la salvarea a două vieți omenești, dintre care a unui făt. Astfel de întâmplări sunt oripilante și de neacceptat, a declarat medicul Raul Pătrașcu. Un destin asemănător a avut și o gravidă de 31
de ani din județul Maramureș. Aceasta a fost transportată la spitalul din Baia Mare după ce s-a simțit extrem de rău. Se pare că în urma consultului de specialitate, medicii au pus diagnosticul dublă pneumonie, însă aceasta a refuzat tratamentul, motivând că este însărcinată, lucru care a fost fatal. În scurt timp, tânăra s-a simțit și mai rău, iar medicii au făcut testul pentru COVID-19, acesta ieșind pozitiv. Femeia a fost transferată la spitalul de pneumoftiziologie, suport COVID, unde a fost intubată. Doar că tratamentul pentru coronavirus nu a dat niciun rezultat, așa că medicii au făcut apel la donatori de plasmă, dintre persoanele care au fost deja infectate și s-au vindecat. Din nefericire, norocul nu a fost de partea ei. Da, lucrurile arată rău de oriunde le-am privit și din perspectiva doctorilor implicați, în, mă rog, personalului medical implicat în aceste două cazuri și din perspectiva tinerei care, sigur, nu a ascultat de la un anumit moment de sfaturile medicilor. E complicată treaba, dar ce mi se pare foarte complicat și aș vrea să intru un pic în cazul acesta, că mi se pare dramatic pur și simplu. Ia spune, și inexplicabil rațional. Cazul tinerei de 21 de ani decedate la Spitalul Județean Argeș. E un caz pe care s-a pronunțat și Ministrul Sănătății și Ludovic Orban în felul următor. Trebuie făcută o anchetă și vinovații să plătească. Știți că tot timpul se face această anchetă și vinovații tot timpul plătesc. Nu se întâmplă să nu se plătească pentru fapte. Ce mi se pare, ești în orice comun în privința acestei chestiuni, mama tinerei decedată, tânăra mergând cu mama în salvare s-a infectat și ea și tot parcursul ăsta până când a fost depistată, trebuie să, mă rog, sigur, e o nebunie dacă o luăm așa în detaliu toată situația și într-un final decedat și ea, tatăl tinerei este în momentul de față în spital cu acest virus. Aș vrea să-i întreb pe domnii din Piața Victoriei, pe noi ăștia, băieții ăștia de se joacă de Amaria Munteanu pe Piața Victoriei, dacă nu, care cumva vor să facă o vizită tatălui aflat în situația aceasta, care într-o săptămână și-a pierdut și fica și soția, și să explice domnului acestuia că, domnule, e o răceală un pic mai gravă doar. Nu credeți că un pic de decență totuși în fața evenimentelor v-ar pune în situația ridicolă de a recunoaște, Doamne, iartă-mă, că pentru celebritate ați luat-o pe câmpii? Deci mi se pare totuși așa, urmărind parcursul știrilor, că ne trec pe mână știri, sigur că noi ne ocupăm așa cu un ton mai vioi în emisiunea aceasta, dar greu să faci așa un slalom printre toate nenorocirile astea. Mai cădem și noi în ele. Și în fața acestor nenorociri, totuși un pic de bun simț poate te-ar bloca în a mai zice cretinismul ăsta că e o răceală un pic mai... A, mai că răceală un pic mai grav. Un pic mai gravă uneori. Un om și-a pierdut și soția și fica în numai o săptămână. Și se află în stare gravă la spital. Totuși, un pic de... Ah, și managerul spitalului, că aici intervine totuși și managementul. Dar până la manager, stai să mai insistăm puțin pe oameni în Piața Victoriei. Unul dintre lideri se lăuda astăzi pe Facebook că reprezintă un, mă rog, un domn care are un site și o revistă în Sibiu. Da. Așa. O publicație care a fost închisă pentru fake news. Da. Și unul dintre liderii în Piața Victoriei, dar sună mult, unul dintre ăștia mai vorbăreze în Piața Victoriei, care oratorii. Pare a fi avocat, înțeleg, da. Se laudă pe Facebook, domne, că reprezintă pe omul ăsta fiind închis pentru fake news și fiind autorul știrii, cu ghilimele de rigoare, că Iohannis ar fi vândut copii. Fiind închis ca... site-ul, domnule. Ca publicație, nu ca om. Da, domnule, site-ul. Nu a fost închis pentru așa ceva. Da, site-ul ăla lui prindă porcării a fost închis pentru fake news. Că erau fake news-uri acolo demontate. Da. Și l-a închis Ancom. Și acum unul dintre ăștia din Piața Victoriei se laudă că este avocatul lui. Deci vedeți, eu lucrez. Deci ca să înțelege anturajul lărgit până la sigur. Autorul poveștii cu Iohannis care a vândut copii la organe. Deci au apărut pozele. Ei nu mai sunt în Piața Victoriei, sunt în concediu. Acum, sigur, problema nu s-a rezolvat. Ei sunt în concediu. Ei sunt luptători, dar numai de la 8 la 16. Câteva zile de concediu, o săptămână, două, trei. Nu am mai văzut, nu mai sunt acolo. Ăla omul ăsta pe care îl apăr avocățelul din Piața Victoriei e și unul care... Odată, într-o zi ne înjură pe Klaus Iohannis, a doua zi ne înjură pe noi pe Facebook. Da? Deci, da, pare că a dezvoltat două fixații. Adică o fixație că pe unul a
avea deja, pe Claus, cu Claus Iohannis avea deja un fix, da. Și a dezvoltat, înțeleg, mi-a spus niște prieteni, fixație și potriva noastră. Și o dezvoltă pe a treia. Ceea ce e bine, că să te înjure genul ăsta de oameni care sunt închiși pentru fake news, sunt închiși și din punct de vedere editorial pentru fake news, că poate nu credeți că face pușcărie ca Mandela. Face nimeni pușcărie ca Mandela, că nu e dictatura pe care... E închis site-ul ăla care scria minciuni și în care prostea lumea să se expună unui virus. Pentru dacă te duci și îl înveți, îi transmiți omul informații mincinoase și pui viața în pericol difuzând informații false, normal că site-ul ăla care reprezintă un risc sanitar pentru România este închis de autorități pe perioada stării de urgență. Atenție! Ulterior, starea de alertă a revenit. Funcționează, deci nu e niciun deranj. Au spus, pe starea asta de urgență, când ne permitem să îi ținem pe oameni în casă, să nu se ducă unii la muncă, să nu așa, nu putem permite unor... golani, dacă îmi permiți expresia asta, deși golani au fost numiți cei din piața universității, nu. Unor escroci mediatici să prospere făcând trafic online și deci încasând în publicitate cu riscul intoxicării unor cetățeni de bună credință, dar cu... prost nas la informații. Pe spinarea naivității unora. Păi deci nu poți așa e toată ceva. Intervenția, că dacă îți deschizi o covrigărie, vor veni tot felul de organe de pe bune dreptate să verifice dacă e în regulă, pentru că de acolo oamenii se hrănesc. S-a repidu cum era pe vremea. S-a repidu și așa mai departe. DSP-ul deci, cum e. Cum te verifică la restaurant ANSVSA-ul și OPC-ul, ANPC-ul, te verifică în online, că nu există CNA în online, în stare de urgență, grupul de comunicare prin ANCOM, dar numai în stare de urgență. Întorcându-ne la situația pe care am invocat-o anterior cu Spitalul Județean din Argeș, unde tânăra de 21 de ani a decedat în condiții extrem de stranii, cred că multe greșeli înlănțuite, una dintre greșeli înțeleg că ar putea să îi aparține chiar tinerii, în sensul în care a plecat acasă. Ea zice că am fost trimis acasă, ăștia zic, domne, avem semnătura ei că a plecat pe semnătura acasă, bolnavă fiind. Deci unde mai e, mă, nebunia aia că sunt ținuți oamenii în spital? Că văd, m-a săturat de cretinism ăsta pe care îl tot rostogolesc, că problema în România că sunt ținuți oamenii cu forța în spital. Vrea să scriu unii care se pretinde jurnaliști. Opriți-vă cu prostia asta, că sunt ținuți, domnule, oamenii cu forța în spital. După aia au fugit în străinătate și de acolo, în străinătate, le dau sfaturi despre ce se întâmplă. Nu poate mai intre în spital, problema e invers, mai au loc în spital. Nu e, deci n-are nicio legătură cu realitatea deja, bizarerea asta pe care o tot rostogolis pe un ton de ăsta competent. Dar mă întorc la situația aceasta, că vine managerul, marele manager al Spitalului Județean, că și ăsta mi s-a părut... Dom'le, o stranietate, pur și simplu. Vine și spune, multă lume, da, pe un ton de astea, destul de relaxat, l-am auzit la mai multe televiziuni de știri, multă lume spune că tânăra de 21 de ani, sigur, se miră tânăra de 21 de ani, moartă de această boală, care mai degrabă vizează altă categorie vulnerabilă. Să știți că avea și comorbidități. Avea comorbidități și părea într-un fel că e normal că s-a întâmplat așa. Părea domnul manager, nu mai știu, uite că n-am reținut cum îl cheamă, de la Spitalul Județean Argeș, părea așa într-un ton relaxat, avea comorbidități și normal că se întâmplă lucruri de genul acesta când ai o epidemie și ai niște comorbidități. Comorbiditatea, zice, domnul, era obezitate. Obezitatea era comorbiditatea tinerei. Mă uitam și la imagini, sincer. Bine, sigur, o fi avut o obezitate, că acum noi, și criteriile de judecată a obezității s-au mai schimbat. Păi dacă noi confundăm obezitatea cu obezitatea morbidă. Morbidă, da. Deci de la un anumit raport al greutății pe înălțime și chestiuni de astea, deja începe obezitatea, la noi ar însemna binefăcut. Așa. Ce spunem noi a fi binefăcut, deja în termeni medicali e obezitate. Că la, să zicem, aproape 100 de kilograme cât am eu, mă încadrez lejer la criteriul ăsta și va veni un doctor. Dar, nu, tu ești doar plinuț. Normal că a decedat pentru că avea comorbidități. Ce comorbidități, doamne? Era un bărbat sănătos, avea 36 de ani. Avea obezitate. E normal. Era într-o stare de relaxare bezmetică, pur și simplu, managerul. Nu înțelegeam. Băi, nene, vorbim de o dramă prin care s-a trecut. Tonul era unul relaxat. În fine, aici asta cu tonul și la peste tot e o problemă. Dar argumentul era obezitate. Auzi, avea comorbiditate, obezitatea. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem că trebuie să mai destinem un pic al nostru. Era, vă dați seama că mai facem și greșeli în viață și mai ales în această emisiune. Și era să sărim, mai Răzvane, să trecem săptămâna fără să dăm citirea acestei știri emoționante cu doi deținuți eliberați de la Jilava din Greșeal. Deci a fost o greșeală mai mare să nu vorbim despre asta decât greșeala în sine de a elibera deținuții greșiți. Da. Și îmi permiteți repetiția asta obsesivă. Ia zi, Radule, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Au pus oamenii în libertate, cât să-i ții pe oameni, ce-i dictatură? Deci una peste alta, ce mi se pare important, dincolo de faptul că au fost eliberați din greșeală, au eliberat și un comunicat, cred că tot din greșeală,
Ceea ce mi se pare ceva mai spectaculos decât eliberarea în sine. Domnul Sorin Dumitrașcu, liderul sindicatelor angajaților din penitenciar, întrebat de vorbă... De când îl știu pe omul ăsta? Cum e? Îl știi de bine sau de rău? Eu nu prea știu oameni sau de bine. De bine, de rău îl știi. E o simplă întâmplare, zice domnul Sorin. Doi deținuți din greșeală? O simplă întâmplare. Adică varianta cealaltă a fost o intenție. Intenționat. Deci ne spune că n-au fost eliberați din greșeală intenționat. Doi greșeli, într-o greșeală de aia normală. Cum se fac greșelile, da. Zice, după care, ca să rezolve cazul și mai tare, zice așa, au mai fost astfel de cazuri, cu zecile. Adică, pe de altă parte, zice, nu e prima dată. Atent, e frecventă treaba asta. Așa și eliberat de fașa. Ce au fost cu zecile? Nu neapărat e o problemă că le dai drumul înainte, pentru că te duci după aia imediat după ei și ei de acasă. Deci nu e o problemă că le dai drumul înainte, că e frumos de acasă după aia. Problema, zice de domnul Dumitrașcu, te-ți mai faci drum de colo. Te mai miști și tu că ai înțepenit. Da. Problema el e înțepenit în funcție, că e de 15 ani președintele sindicatului acestuia și nu înțeleg de ce. De ce neapărat? Problema, zice domnul Dumitrașcu, e alta. Zice, domnule, problema este când le dai drumul prea târziu. Aia e și mai rău. Așa zice. Mai repede nu-i problemă, da. Mai târziu e grav, da. Am înțeles. Că plătim după aia despăgubiri la CEDO. Deci trebuie cât mai repede, de grabă dătători eliberatori practic. Mai bine cu 2-3 zile înainte decât să-l ții pe om câteva ore în plus. Da, bine, cred că cu 2-3 zile înainte. Cred că, mă rog, cu ceva timp înainte. Păi da, aici nu era cazul de eliberare. Deci nu se punea problema de eliberare. A fost o falsă libertate. Știți cum e fals pozitiv la COVID? Deci era falsă liberare. A fost o falsă liberare infirmată de ulterior. De ce îmi place că nu, nici măcar nu mimează o oarecare, nu jenă instituțională, oarecare părere de rău, da, regretabil. Dumnezeu, nu e în regulă, că i-am zice, a, păi, dar mereu se întâmplă. Noi tot facem chestia asta. Păi voi acum ați aflat? Da, nu, e un obicei, o tradiție. Păi noi pe majoritatea e liberă, maiurea. Credeam că mă sunați că am eliberat pe cineva când trebuie. Nu. Păi asta facem. E liberă. Bun, acestea fiind spuse, mergem la Bistrița Năsăud, unde se întâmplă niște lucruri emoționante, adică mai și intră oameni, mai sunt și oameni băgați la pușcărie, nu doar eliberează, că trebuie să, ca să poți să eliberezi, trebuie să-i bagi întâi la pescuit sportiv, se numește. Trebuie să prinzi întâi ca să poți... Catch and release. Așa, cum zice francezul. Arsenal găsit de polițiștii din Bistrița Năsăud, deci armamente de ultimă oră găsite la niște traficanți. Hai să vedem niște imagini teribile de azi. Polițiștii au descins în 3 localități bistrițene și una maramureșană. Infracțiunile din dosar vizau introducerea în țara armelor letale în mod ilegal și apoi folosirea acestora în scop de vânătoare. Captura este impresionantă, numai puțin de 22 de arme, aproximativ 1000 de cartușe pentru arme militare, de vânătoare și de tir sportiv, 1 kg de pulbere de vânătoare din categoria materiilor explozive și 800 de capse de inițiere. De asemenea, polițiștii au ridicat și sute de componente de armă, o instalație artizanală de fabricat alcool, 4 telefoane mobile, 25 de trofee, carne de vânat, precum și 9.000 de euro. Persoanele implicate ar fi cumpărat arme și muniție din afara țării pe care le-ar fi introdus ilegal pe teritoriul României. Ulterior, acestea erau folosite la braconaj. Totodată, una dintre persoane este bănuită că ar fi efectuat fără drept operațiuni de reparare și înlocuire a unor piese pentru arme letale de vânătoare într-un atelier improvizat. La locuința sa au fost descoperite și ridicate mai multe componente de armă. 7 persoane cu vârste cuprinse între 28 și 65 de ani au fost reținute pentru 24 de ore și vor fi prezentate instanței în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Da, ieri pe vremea asta vorbeam despre dotarea nouă a poliției române, nu? Că s-au înzestrat cu pistoale Beretta, cu tot felul de nebunii. Vă dați seama că acum pare că lucrurile au degenerat într-un fel. Adică au mitraliere, o să vezi, după așa o captură. Bănuiesc că vor intra în posesia polițiștilor, nu, aceste instrumente. Eu nu știu ce ar trebui să le cumpere Vela ca să țină pasul cu lumea infracțională. A, tu te gândești invers, în confruntarea dintre cele două tabere, ăștia au pistoale Beretta, ăștia la alții vin cu niște mici. Păi du-te la țăndărei, mă! Du-te la țăndărei. Ce să faci la acolo țăndărei. Acolo intri cu trupele. Ai fost de aia armata a putut să rezolve. A mers armata ca a cumpărat rachetele alea Patriot. Ca erau acolo. Că aia a fost singura variantă. Dar nu ai. Păi dacă ar fi să ții piept ofensivei militare de la țăndărei, că știm ce au cules oameni legii de acolo, dar au dat înapoi, da, mare parte,
Dar aveți senzație că e 1 decembrie pe sobar cu datorii. Dar ce facem? Prezentăm tot arsenalul armatei române? Nu, ne ducem că e un pic de scandal în Țăndărei. Deci noi nu avem, ca poliție n-ai ce să faci acolo. Mă gândesc așa, dacă ar exista poliție locală în Țăndărei. Dar ca primar, de exemplu, ai ce să faci în Țăndărei? Să zicem că ești da, primarul... Da, ai ce să faci, poți să faci bani în Țăndărei. Ah, ok, bun. Da. Acestea... Și ca poliție locală ai ce să faci în Țăndărei. Dar îi spui, nu, mulțumesc, știi că sunt zvonurile astea, cum că în poliția locală ar fi infiltrați oameni ai clanurilor. Nu doar zvonuri, dar chiar și... Dacă se confirmă aceste informații în urma unei hotărâri judecătorești care să definească apartenența la clan și, bineînțeles, calitatea de polițist local simultan, te gândești că la poliția locală din Țăndărei nici n-ai avea ce să le dai dotare. Nu, domnule, că vii cu mitraliera mea de acasă. De seama dacă ar fi clanurile în poliția locală din Țăndărei. Eu am mitraliera mea, mie îmi place, cu asta am lucrat până acum. Eu doar nu, cu că asta... eu lucrez cu mitralieră. Da. Nu trag la pistol. Nu. La pistol nu. Nu știu, eu așa am pomenit, mitralieră. De când eram, am avut în familie mitralieră. Și apropo de poate bătaie... merge poliția locală cu sabia după ea? Dumnezeu. Cum ar fi? Să fie polițaiul local. Știi, să-i că tot vorbim de clanuri care s-au infiltrat în poliția locală. Da. Să zicem că ai un clan în Țăndărei, nu știu dacă ai sau n-ai. Da. Facem un exercițiu de imaginație. Poate oamenii care aveau mitralierele respective nu le țineau de colecție, de panoplie. Să zicem că e un clan acolo, ăla nevinovat, care nu face trafic cu copii în Occident. Și cu așa, cu cerșit. Și se angajează la poliția locală și vezi că merge cu paloșul atârnat așa la uniform. Ce, păi a venit cu arme de acasă. Nu știe, nu-i cu arme de foc, ele cu săbie, eu cu dastea. Eu nu știu să folosesc, da, nu știu. Stai să seama cum ar fi. Apropo de bătaie, hai să mergem către Târgoviște, unde s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. În fața unui bloc s-au luat la bătaie niște oameni. Da, fără arme de foc. Fără arme de foc. Deci, practic, cum se băteau oamenii pe vremuri. Da, imagini tensionate de la fața locului. De ce dăm publicitatea acestei imagini publicate de cei de la Adevărul? Pentru că este o primă bătaie unde se respectă noile norme epidemiologice. E vorba despre membrii aceleiași familii care s-au luat la bătaie. Deci, practic, avem această nouă directivă. Nu mai pot face plajă alăturați oameni care nu fac parte din aceeași familie. Și nici bătaie între oameni care fac parte din familii diferite. Acum se pot bate, nu zice nimeni, nu e nimeni absurd, se pot lua la bătaie oamenii, dar să facă parte din aceeași familie. Asta este ultima directivă. Se pot bate în grupuri mai mici, de 4 persoane. Deci asta e o lovitură dură, dată clanurilor. Păi dacă tu ai o confruntare între clanuri, dacă facem o punte cu subiectul anterior. Corect. Păi ce să vii cu 3 oameni? Bună ziua, sunt cele două clanuri, te uiți acolo, erau 6 persoane. Nici n-ai voie 6 persoane, că trebuie să fie maxim 4, da? Și dai 2 oameni de la un clan, 2 oameni de la un clan. Da, n-ai cum. Deci tu în momentul de față, tu, guvernul României, ai pus cruce confruntărilor între clanuri. Aveam chestia asta care funcționa în România. Spuneai România ce-i clanuri. Da, pe care am exportat-o la nivel occidental. Am văzut că au început să se organizeze confruntări de genul ăsta și prin Marea Britanie, de exemplu, dar la un nivel redus, încă n-au o ligă profesionistă acolo, la nivel de amatori. Funcționa foarte bine în România, a venit guvernul dictatorial Orban. Ce să facă guvernul dictatorial Orban, primul lucru? Să scurt-circuiteze ceva care funcționa foarte bine încă în timpul guvernării FSN, nu că nu se organizase încă atunci clar. Da, nu, bine. Despre PDSR, face tot mai. Numai să strice, Răzvan, n-am pomenit guvernare care să doar să foarte strice bine și spunea, să strice. Îi spunea Liviu Dragnea. Da. Blocanis. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate. Hai să luăm o celebră scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem cu această țară, că alta n-avem.